Cu toate că nu ne face cea mai mare plăcere, suntem nevoiți să continuăm serialul despre Popa Teodosie, personajul venit cu microbuzul timpului din secolul 16, ca să șocheze cetățenii din secolul XXI. Auzi aici ce a mai zis, cine vine la sărbătoarea Sfântului Andrei, dacă acolo este momentul să plece din viața aceasta, pleacă la Dumnezeu.